Salutare și bine v-am regăsit din nou pe acest canal. Astăzi o să jucăm episodul cu numărul 15, cred, da? Din seria noastră de Ben 10. Printre ultimele episoade, bănuiesc. Și uite că ne-am întors la Gwen. Data trecută ne-am băgat acolo în Void după Hex, dar nu l-am găsit nicăieri. Zice că trebuie să căutăm ceva carte. Nici o problemă. Mergem să căutăm cartea. Și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de acest canal și uite că am ajuns să postez de 4 ori. Adică am vrut să zic că am reușit să postez zilnic timp de 4 zile. În fiecare zi câte un episod. Ceea ce e ceva nemai întâlnit pe canal. Nu știu cât o să o țin așa. Probabil urmează o pauză de o zi. Dar cine știe, poate o să încep să postez zilnic. Sau cât de des pot. Totuși, cred că nu vă deranjează treaba asta. Imediat o să terminăm și seria cu Ben 10 și și cu SpongeBob am putea să o terminăm cât de curând și să începem alte noi serii printre seriile pe care aș dori să le încep pe canal se numără și Far Cry 6, dar și un joc destul de interesant, nou a apărut, Psychopath 2. S-a părut foarte tare, dar totuși și Far Cry 6 e top. O să vedem ce serie o să începe prima dată. Lăsați acolo în comentarii, evident, și dacă voi aveți alte sugestii, v-ați dori să vedeți anumite serii pe canal. Voi încerca să țin cont de părerile voastre. Asta dacă o să pot să joc acele jocuri, dacă o să fie pe PC sau pe PlayStation. Dacă nu, o să mă dau jocuri de PSP sau de Switch, habar n-am, sau de Wii. Pentru că, din păcate, momentan nu am nu am acele dispozitive. Ok, hai că n-am fost atent. Deci am luat cartea și trebuie să ne întâlnim cu bunicul Max și cu Gwen la cercul din pietre. Ok, hai că mergem într-acolo. Bine că ne arată unde trebuie să mergem, că altfel habar n-am unde este acest cer de pietre. Nu știu dacă am mai trecut pe acolo. Hai că ne dăm imediat seama. Oh, dar ce cu dita mai monstru ăsta? Hai să ne batem și cu el. Nu putem lăsa aici pe șosia. Îmi place că sunt mulți de ăștia care zboară. Asta nu-mi place la acest joc. Sunt monstrii ăștia care zboară și îi nimerești foarte greu. Încercăm să ne simt acolo sus pe el ca să-i dăm la cap. Acolo în globul ăla roșu. Nu știu exact ce e aia. Ochi sau ce naiba e. Dar acolo e punctul lui sensibil. Odată cine a sărit acolo, nu mai are scăpare. Exact ce ziceam. L-am pus la pământ. Foarte ușor. Bun, hai să continuăm. Am scăpat orașul de o nouă primejdie. Încă 100 și ceva de metri. Și cred că am mai fost aici.
Dar când am mai fost, parcă erau monștri. Gwen face ceva incantație. Și uite că a reușit să deschidă un portal. Bun, hai să vedem unde ne-a trimis Gwen. Ok, trebuie să completăm 3 trial-uri. Spuneți că 3 obiective ceva. Hai să mergem cu zrotineta. Ce să cred că e primul trial? Da, erau 3 uși. Bun. Și am intrat. Văd că am intrat în trial B. Am început cu B. Bun, hai să mergem în direcția aia în care ne arată, adică acolo jos. Acolo trebuie să mergem. Ah, de fapt trebuie să mergem mai în față. Credeam că chiar aici jos. Și am luat doar 2 alieni. Picat de diamant și pe hit blast. Uite acolo ceva zburător. Nu e Hex. E clar. Pe Hex-ul căutăm și-l vânăm noi. Dar se tot ascunde, tot fuge, tot încearcă să scape. Vrea el să pună stăpânire pe acest oraș cu monstrii lui, dar îi venim noi de hack. Cât de curând. Chiar mă întreb, oare cum o să fie boss fight-ul cu Hex? Hai să... Pe asta nu-l nimerez nici cum. Asta hai că... Încă un hit și l-am spart. Bun, hai că... L-am spart și pe asta. Mergem. Înainte avansăm puțin. Cred că am putea merge și direct fără să ne mai oprim aici la monștri, dar totuși dacă scrie că complete trial, nu știu ce să facem. Poate trebuie să îi omorăm pe toți monștri de aici. După aia să ne întoarcem înapoi ar fi cam complicat. Deci mă disperă maxim monștrii ăștia zburători. Hai totuși să încercăm să mergem înainte. Nu, cred că trebuie să omorâm pe toți. Ăla și căzut. L-am aruncat de pe această platformă. Nici o șansă, cred că să-l nimerim. Hai să continuăm. Ok. Bun. Hai că încă un hit și l-am spart și pe ăsta. Nu cred că-l mai nimeresc eu. Pau, pau, zice. Cap de diamant. Mai folosim și pe hit blast la nevoie. Dacă totuși trebuie aici să ardem chestii. Mamă, cât damage am luat. De platforme aici n-am mai întâlnit atâtea nivele.
pe parcursul jocului. Și aproape că am ajuns, cred. Trebuie să ne schimbăm în cap de diamant. Nici o problemă. Acum bănesc că în Heat Blast. Iar dintre astea care zboară. Deci de-abia aștept să scap de ei. Să-i distrug cât mai repede. Încă un hit pentru asta. O, ce... ce bine ne-am ferit acolo. Pe asta l-am aruncat. Și hai să... să continuăm, dar pe unde ar trebui să o luăm? Sigur, pe ceva platformă. Văd că este ceva aici sus. Hai, Heat Blast. Avem nevoie de double jump-ul tău. A, trebuie să... să mai... mai aprindem o torță dintre aia ca să putem trece. Uite că văd dincolo, pe cealaltă parte. Bun, hai că am ajuns. Nu știu dacă... ah, vroiam să zic că nu știu dacă chiar aprindem acea tortă, pentru că am văzut că trebuie să ne schimbăm un cap de diamant. Clar, cu toți știm că... că virgulă, cap de diamant nu... nu folosește focul. Avem, avem foarte puțin. Cred că aici este capătul acestui trial B. Sunt ceva monstri aici. Că doar trebuie să-i distrugem și să înșim acolo sus. Zic eu. Dar văd că s-a cam aglomerat aici situația. Trebuie să-i luăm rând pe rând. Hai că am scăpat de 2 din 3. 3 de asta a dus. Sunt 3 dintre astea mari. Se mai spart încă unul. Ăștia zburătorii sunt foarte, foarte enervanți. Fantomele astea sau ce sunt ele? Tot 4 erau dintre ăștia mari. Nu știu de ce știam că sunt 3. Încerc să le dau foc. Da. Bun, am și spart unul foarte ușor. Trebuie doar să-l prind din spate. Cam atât. Aș putea face aici chiar și un combo. Îi spar pe toți 3 deodată. Da, se întorc foarte repede. Încă puțin. Da, am ratat. Că damage totuși au puțin câte puțin. Bun. Scăpat de un zburător.
apărut. De când se dau hit-ul, s-a dus. Supași de unul mare, hai că mai sunt încă doi. Ok, am rămas 1 versus 1. Îi dăm foc la, la freză. Si. Hai, încă un hit. Da, si, l-am spart. Ok. Cam atât cred că a fost și cu acest episod. Ne-am lungit deja cam mult. Toate cele bune, la revedere!